Tânăra a fost ajutată de trecători să iasă la suprafață după ce aceasta a căzut în gol într-un canal din zona Tudor Vladimirescu. Canalul era acoperit, însă capacul se balansa, așa că fata s-a dezechilibrat și a căzut în canal. Din imagini se observă că fata s-a lovit și a fost ajutată de trecători să iasă. Pe canalul problemă a fost montat ulterior un cont de semnalizare pentru a atrage atenția asupra pericolului. Nu este singurul incident de acest fel care se întâmplă în Iași. În urmă cu exact un an, o femeie de 40 de ani a murit după ce a căzut într-un canal din zona Nicolina.